Ziua bună tuturor, sunt Varicona și astăzi vă prezint un material intitulat Adevărul despre Ștefan Furtuna, 1907 între minciuna și realitate, un material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Propaganda comunistă. În București, strada Ștefan Furtuna, în prezent Mircea Vulcănescu, o arteră importantă, cunoscută, pornind din intersecția cu Bulevardul Dacia și Calea Griviței, a fost marcată cu tablițe inscripționate Ștefan Furtuna, participant la răscoala din 1907. De la Wikipedia, Enciclopedia Liberă, aflăm că Ștefan Furtuna a fost un soldat român în războiul de independență a României, 1877-1878, decorat pentru bravură. A participat la Marea Răscoală Țărănească din 1907 și a fost unul dintre țăranii împușcați de armată în represiunea răscoalei. Simbolul Ștefan Furtuna, soldatul viteaz, decorat, ucis de monarhia ingrată, a fost preluat de propaganda comunistă după anul 1946 ca un veritabil argument antimonarhic. Cunoscutul istoric Andrei Pipidi, membru corespondent al Academiei Române, îl descrie pe Ștefan Furtuna ca erou consacrat de mitologia comunistă. Surse istorice credibile despre existența certă, faptele de arme, evenimentele sociale la care a participat și moartea violentă a lui Ștefan Furtuna nu s-au păstrat. Însă acest lucru a fost pus pe seama distrugerii de către autoritățile vremii a oricăror dovezi relative la dimensiunea opresiunii răscoalei de la 1907. Primul mistificator, Constantin Mile. Legenda țăranului erou ucis de monarhie a fost lansată de Constantin Mile într-o relatare despre răscoala din 1907, preluată de cotidianul socialist Adevărul, publicație puternic implicată în politica vremii, angajată în susținerea unor candidaturi politice în mai multe campanii la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, printre care și cea a lui Constantin Mile în 1907, an în care acesta a câștigat alegerile din Colegiul Teleorman. Așa cum a fost Ștefan Furtuna, erou decorat în 1877, împroprietărit ca veteran, a doua oară răsculat, ucis de o patrie nerecunoscătoare. Constantin Mile a fost ziarist, poet, nuverist și militant socialist. A luptat cu toate forțele pentru emanciparea țăranilor și s-a alăturat, în prima fază, nou creatului Partid Social-Democrat al Muncitorilor din România, PSD-MR. A fost un dușman declarat al monarhiei, dar și al liberalilor și conservatorilor. Înainte de toate însă, Mile a fost un ziarist desăvârșit, care a revoluționat gazetăria românească. Comuniștii au preluat ceea ce le-a convenit din articolele socialistului și le-au folosit ca mijloc de propagandă. Exemplu cel mai bun sunt datele reale ale răscoalei de la 1907. Cifrele vehiculate de comuniști, adică 11.000 de morți și 10.000 de arestări, dar aceste halucinante cifre nu au putut fi confirmate istoric în mod precis. Așa cum nu au fost confirmate nici toate acuzațiile proferate de literatura socialistă aduse guvernului pentru modul în care a fost gestionată situația de urgență în 1907 și nici textele lui Mile, conform cărora sublocotenentul Ion Antonescu, viitorul mareșal, ar fi ucis personal 12 țărani răsculați la Galați. 1907 între minciună și realitate. În februarie-martie 1907, regatul României fierbea. Țăranii din județul Botoșani au pornit o răscoală care s-a întins în toată țara. Înarmați cu tot ce aveau prin jurul casei, aceștia devastau conacele, casele arendașilor, dar și orașele care se aflau în vecinătate. Nemulțumirile țăranilor s-au acumulat pe fondul sărăciei, a lipsei de pământ, a obligațiilor tot mai mari puse ca un jug greu pe spinarea oamenilor pământurilor. Era ultima mare răscoală țărănească din Europa. Autoritățile au fost depășite total de această amplă mișcare țărănească. Guvernul conservator al lui Gheorghe Grigorie Cantacuzino a clacat. La 12 martie 1907 a fost ales un nou guvern, liberal de această dată, condus de Asturza. Generalul Averescu, viitorul erou al primului război mondial, devenea ministru de război, iar Ion Ice Brătianu era numit ministru de interne. Averescu și Brătianu s-au întâlnit și au elaborat planul de înăbușire a răscoalei. În 10 zile, cea mai mare răscoală țărănească a secolului 20 a fost înăbușită în sânge. Nici până astăzi, numărul exact al țăranilor morți în timpul și după represaliile de la 1907 nu este cunoscut. Ziarele vremii avansau cifre fantastice din punctul de vedere al istoricilor. Totodată, specialiștii cred că cifrele publicate erau o manipulare politică îndreptată împotriva adversarilor și mai ales a guvernului liberal. În ziarul Adevărul,
Constantin Mile a avansat cifra de 11.000 de morți. Gazeta Facla, condusă de Nede Cocea, estima că în 1907 s-ar fi înregistrat 12.000 de victime. Evident, aceste cifre nu rezultau în urma unor analize a documentelor sau a cercetărilor de teren. Ele aveau mai curând menirea de a lovi în PNL și în special în Ionice Brătianu, acuzându-i de omoruri inutile pornite dintr-o ură împotriva țăranilor, scria Ioan Scurtu. Cifra de 11.000 de morți a mai fost apoi preluată în timpul comunismului, în special de Roller. Generalul Averescu, în memoriul său adresat Patriarhului Crista, spune că a fost vorba doar de 2.500 de victime în toată țara, incluzând și pe militarii și proprietarii de pământ uciși. Cifrele exacte nu se cunosc, fiindcă așa cum arată specialiștii, au dispărut rapoartele oficiale. Istoricul C.C. Giurescu susține că cifra morților nu depășește 300 de oameni, incluzând și militari și arendași. Indiferent de cifre, propaganda comunistă s-a folosit de datele publicate de socialistul Constantin Mile și a recurs mult și la arta proletcultistă, precum pictura din 1907 de Octav Băncilă sau grupul statuar 1907 de Vida Gheza și multe altele. Cine a fost Ștefan Furtună în propaganda comunistă? Ștefan Furtună a fost subiectul mai multor texte din cărțile de istorie din perioada comunistă, în care, din interes propagandistic, a fost supra-hiperbolizat. Armata avea poruncă de la rege și de la guvern să-i ucidă pe răsculați și să le distrugă gospodăriile până la temelie. Asupra statelor răsculate s-a bătut atunci o cumplită urgie. Tunurile au tras zile întregi, au fost omorâți de avalma bărbați, femei și copii. Au pierit atunci și mulți sărani ca Ștefan Furtună, deși avea pieptul plin de decorații dobândite pentru vitejiile săvârșite în războiul pentru independență din 1877, scria ziarul Scânteia. Răscoala de la 1907 sau cât de bine le era țăranilor sub Carol I. Istoricul Andrei Pipidi consideră drept generală și indubitabilă notorietatea acestui personaj. Chiar dacă n-ați citit Nepoții Gornistului, ați auzit de Ștefan Furtună, pe care mitologia comunistă îl consacrase erou în 1877 și în 1907. Numele Ștefan Furtună apare în piesa Nepoții Gornistului, scrisă de Cezar Petrescu împreună cu Mihail Novikov, iar piesa a fost disinsă cu premiul de stat pentru dramaturgie în 1952 și ecranizată în 1953, regia Dinu Negreanu, actori fiind Liviu Ciulei, Marga Barbu, Iurie Darie și George Vraca. La comanda guvernului comunist în anul 1959, Wilhelm Georg Berger a compus oratoriu pentru tenor, bariton, cor mix și orchestră Ștefan Furtună, după libretul lui George Dan. Contestatarii după 1989 ai propagandei comuniste despre 1907 s-au întrebat: de ce dintre cei 11.000 de morți la 1907, doar unul este cunoscut după nume, Ștefan Furtună? Mai ales că acesta nu a fost vreun conducător sau inițiator al răscoalei. Deci, concret, istoricii comuniști nu prea au avut de unde alege un model propagandistic datorită numărului mai mic de victime, așa cum susținea reputatul istoric C.C. Giurescu. Nu putem nega faptul că acest erou din războiul de independență a murit la 1907, fiind împușcat, dar de aici până la masiva manipulare propagandistă, comunistă, este o cale mult prea mare. Modelul Ștefan Furtună folosit și în cazul Vasile Roaită. Ca și în cazul lui Ștefan Furtună, și Vasile Roaită a fost unul dintre simbolurile falsificate ale regimului comunist în România până în anii 60. A fost un arhetip al muncitorului care și-a dat viața pentru idealurile socialiste, devenind un adevărat mit băgat pe gât inclusiv elevilor la școală. Realitatea este însă cu totul alta. Vasile Roaită a fost unul dintre simbolurile propagandei comuniste în România. Un tânăr muncitor de 19 ani, la atelierele CFR Grivița, transformat de Gheorghe Gheorghiu Dej în zorii comunismului românesc, într-un adevărat erou național. Mai multe așezări din România au fost redenumite în cinstea lui. Au fost ridicate statui, iar elevii care învățau în anii 50-60 erau nevoiți să-i cunoască povestea trecută prin filtrele propagandei. Roaită, trăgând de sirena fabricii, a devenit un laimotiv al luptei socialiste contra bestiilor burghezo-moșierești. Povestea sa, așa cum a fost mistificată de comuniști, este arhicunoscută. Realitatea istorică, în ceea ce îl privește, este însă cu totul alta. Mitul lui Vasile Roaită a fost fabricat de propaganda comunistă în anii 50, la porunca lui Gheorghe Gheorghiu Dej.
Povestea lui Vasile Wright a fost plasată în timpul marii greve de la atelierele CFR Grivița din februarie 1933. Mii de muncitori au oprit lucrul din cauza marilor întârzieri la plata lefurilor, a salariilor prea mici și a mizeriei în care trăiau. Muncitorii s-au baricadat în atelierele CFR și au decis să tragă sirena la fiecare oră ca semn al revoltei. Jandarmii au forțat intrarea și au luat cu asalt atelierele. Ba chiar au deschis focul asupra muncitorilor, ucigând 7 dintre aceștia. Peste 4.000 de muncitori au fost arestați, judecați și băgați în pușcărie. Printre cei uciși de jandarmi la atelierele Grivița a fost și un tânăr muncitor de 19 ani, Vasile Wright. Comuniștii i-au ticluit o poveste epică, demnă de un scenariu de film dramatic. Tânărul Wright a murit trăgând sirena pentru a chema muncitorii la luptă. Ba chiar, spuneau poveștile comuniste, muncitorul a murit cu mâna încleștată pe sirenă ca un simbol al luptei continue pentru drepturi împotriva burgheziei asupritoare. Odată scoasă această poveste la rampă, comuniștii au perseverat și l-au transformat pe Wright în erou național. A fost făcut utecist post-mortem după 1948 și popularizat pe toate canalele media accesibile la acea vreme. Nimeni nu știa de Vasile Wright până în 1948, dar după această dată, toată lumea era obligată să învețe despre eroul de la atelierele Grivița. Sirena lui Wright e glasul pornit din durere și fum. Vasile Wright a intrat în timp record în manualele școlare, în almanahurile vremii și a devenit subiect de inspirație pentru scriitori și artiști de toate felurile. Vasile Wright a fost până în 1962 omniprezent în România comunistă. Orașe, comune, școli, instituții de cultură, cartiere și cooperative agricole îi purtau numele. Un caz aparte îl reprezintă Vasile Wright, adolescentul ucis la Grivița în vreme ce trăgea sirena chemându-i pe muncitori la luptă. Puritatea sângelui tânăr este frecvent invocată în miturile revoluționare, simbolizând dreptatea cauzei și speranța încarnată de tinerețe. În anii 50, Wright a cunoscut o remarcabilă celebritate postumă. Ne mărginim să amintim faimosul cântec revoluționar Sirena lui Wright, ca și schimbarea cu adevărat radicală a numerului unei stațiuni de pe litoral din Carmen Silva în Vasile Wright, scria Lucian Boia în Istorie și mit în conștiința românească. Gloria lui Vasile Wright s-a terminat odată cu cutremurul din 1977, atunci când, din întâmplare, a fost descoperită o arhivă secretă a siguranței interbelice, iar un document devoala faptul că marele erou comunist nu era altceva decât un agent infiltrat al siguranței care trăsese sirena pentru a avertiza jandarmii de greva spontană de la atelierele Grivița. Ghinionul lui a constat într-un glonț rătăcit care i-a curmat prematur viața. Cum a murit Ștefan Furtună? Cazul lui Ștefan Furtună este similar cu cel al lui Vasile Wright. Se pare că eroul decorat nu participase direct la răscoală, ci, conform lui Sterian Popescu, era un privitor nechipzuit la intervenția unui pluton de armată. Și exact ca și în cazul lui Wright, și Ștefan Furtună a fost ucis de un glonț rătăcit, e drept, tras de soldații guvernului. Dar de aici până la transformarea sa într-un mare luptător, mare răsculat și mare victimă a opresiunii monarhico-liberale, este cale lungă și de neînțeles. Asta nu l-a împiedicat pe socialistul Constantin Mile să scrie cu litere mari în adevărul. Așa cum a fost Ștefan Furtună, erou decorat în 1877, împroprierit ca veteran, a doua oară răsculat, ucis de o patrie nerecunoscătoare. Dar să nu omitem că propaganda comunistă a făcut și grave erori. De exemplu, la Sinaia, comuniștii au botezat o stradă cu numele eroului local Ștefan Furtună Răsculatul. Numai că la Sinaia era vorba de alt Ștefan Furtună, un soldat din comuna vecină Lipănești, erou din cel de-al doilea război mondial. De asemenea, descrierea făcută lui Ștefan Furtună ca țăran nu are nicio acoperire istorică. Și pentru asta avem referința doctorului veterinar Ion Ștefan Furtună, 1860-1973, dată în literatura de specialitate în care acesta se declară fiu al economistului, sociologului și revoluționarului Ștefan Furtună, deci o persoană cu totul neconformă cu cea a soldatului țăran. Concluzie. Din păcate pentru generații întregi, propaganda comunistă a falsificat istoria otrăvind mințile românilor la adresa politicienilor interbelici și a monarhiei. Și tot din păcate, încă sunt mulți nostalgici și care sunt și acum convinși că regele era rău și că a ucis 11.000 de țărani răsculați. Și acum aceștia cred că greva de la Grivița a avut printre organizatori pe Nicolae Ceaușescu, deși acesta era copil pe atunci.
De asemenea, ei cred că socialistul Ilie Pintilie a fost ucis de burghezi, pe când acesta a murit din cauza unui cutremur. Propaganda comunistă și-a făcut datoria cu o perseverență demnă de o cauză mult mai bună. De fapt, cu asta s-a ocupat Partidul Comunist Român. A creat falși eroi și false biografii. Printre aceste mistificări s-a numărat și Ștefan Furtună. Acesta a fost materialul semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Sunt Vali Cunea și până data viitoare, vă urez să aveți parte de tot ce vă doriți.